da de Domnul mulți s-au lăsat, dar s-au întors iar în păcat.
să se ducă să le spună un singur mesaj, să le facă o singură chemare. Spuneți toată biserica aici, ce chemare, la ce? Vreau să aud tare, tare, chemare la? Care-i tema de astăzi? Chemare la? Tare. Mai tare, chemare la? Dar de ce chemare la pocăință? Pentru că pocăința e singura poartă prin care putem intra în veșnicie și în raiul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Aleluia! Mulți de pe pământul ăsta, sper că nu ești și tu unul dintre ei, urăsc să audă cuvântul pocăință. Îi rade pe inimă, pe creier. Foarte mulți urăsc pocăiții să-i vadă, să-i audă, să vorbească. Urăsc! Suntem o ceată de urât, suntem miei în mijlocul lupilor! Domnișoară care mă auzi, flăcăule, ție-ți place să spună maică-ta, tu, fetiță, cred că ar trebui să te pocăiești. Nu are prea grozav. Îți place sau te zgârie? Soție, mamă, tată, care ai pierdut contactul cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, care ai pierdut contactul cu Biblia, cu o trăire reală a Dumnezeului celui Sfânt și a unei pocăințe autentice și biblice, îți place sau te zgârie? O am și eu câțiva prieteni, că doar umblând mult ai și mulți oameni care se lipesc de tine. Și îmi spune, unu, doi, trei, că noi venim la biserică să ne relaxăm. Când văd câteodată când e plezești din stânga în dreapta. Noi vrem să ne relaxăm. Noi am venit aici, că am muncit o săptămână întreagă și vrem să stăm aici cu minți și să ne simțim bine. Și tu vii când ne trăznești câteodată, dar știți ce le trăznesc? Le spune adevărul din Biblie, dar adevărurile alea li se potrivesc și tulbură. Și ei nu vor tulburare, ei vor liniște. Păi o să predic despre flori, o să predic despre Real Madrid, despre Barcelona, o să vorbesc despre Ronaldo, o să vorbesc despre economie, o să vorbesc despre politică, mă bag peste fratele Mircea, o să vorbesc despre Simona Halep, o să vorbesc despre... Ce să mai vorbesc? Mai ziceți-mi voi câteva, că eu deja știu prea multe, exagerat de multe. Despre ce să vorbesc? Păi dacă vorbim despre adevăr, vreți să vorbim despre adevăr? Vreți să vorbim din Biblie? Să spunem toți amin. Câți vreți să vorbim din Biblie, ridicați mâna sus. Bun, grozav. Avem viitor și noi. Dar vreau să vă spun ceva. Adevărul a spus Iisus Hristos în Ioan capitolul 8. Veți cunoaște adevărul și adevărul ce va face cu noi? Spuneți tare că știți Biblia. Vă va face slobos. Dar vreau să vă spun că înainte să te facă adevărul slobos, te face mizerabil. Dați din cap. Trebuie să dați. La surori nu zic la genul feminin treaba asta, că nu sună prea bine. Adevărul te face mizerabil. De ce? Pentru că adevărul te descoperă cine ești. Vreți să ne pocăim? Vreți să ne pocăim? Atunci trebuie să o luați după femeia samariteană. Eu primul după ea, da? Și începem să strigăm pe aici, facem câteva ture pe în sală, că și o sală grozavă, și toți strigăm același mesaj. Veniți de vedeți? Ce a zis ea? Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Vreți să ne pocăim? Atunci prima confruntare care trebuie să dăm dovadă astăzi este că trebuie să ne confruntăm cu adevărul despre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. După masă am o parte în care voi vorbi de punctul ăsta detaliat. Despre închisoarea negării. În care o grămadă stăm închiși și spune: eu nu, eu n-am treabă, eu totul e bine, totul e în regulă. Cum e, frate? Totul e în regulă, totul e bine. Acolo stai de ani de zile și nu te scoate nimeni, pentru că numai tu poți ieși de acolo ca să vii la harul lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți dea pocăința și iertarea. Sângele lui Iisus Hristos să ne atingă viețile în această seară. Unde sunt oameni care dramatizează ca și David? Cum îi numiți în biserică pe cei care vorbesc așa? Lasă-vă, frate, nu dramatiza. Nu-i chiar așa. Lasă, nu exagera. Uneori și noi păstori spunem: lasă, nu exagera, lasă, revină, nu ți face praf. Lasă-l să plângă acolo în oră, lasă să zdrobească înaintea lui Dumnezeu, lasă-l acolo, că e bine, e exact pe drumul în care trebuie.
Un prieten, lasă-l să plângă, să-l ducem la doctor. Nu trebuie doctor, că de-aia au ajuns în criza asta, pentru că acum Dumnezeu îi vorbește, Dumnezeu îl frământă. Așa am văzut și eu în toți anii. Lasă-l! Mi-aduc aminte când Dumnezeu m-a umplut de Duhul Sfânt și m-a botezat. Am început să plâng, să plâng. Frații mei ziceau, ce s-a întâmplat cu Gabi, Dar tata, Domnul să-l binecuvânteze, a zis așa, lasă-l să plângă! Că amul curăță Domnul, amul spală sângele lui Iisus pentru ca să-l poată forma, pentru ca să-l poată folosi, pentru ca să-l poată să-l umple de puterea Duhului Sfânt și m-a lăsat două ore să plâng. Tata era fericit, tata fericit că fiul lui plângea într-un becere coros. Da, în noaptea aceea Duhul Sfânt a intrat în viața mea. Sunt zeci de ani și spun în conferință, Iisus Hristos este Domnul. Nu există pocăință fără drama asta. Păcatul este o dramă. Este un afront adus lui Dumnezeu. Ființei tale care te-a creat Domnul. Duhului Sfânt care este pe pământ de 2000 de ani. Este un afront adus Bibliei. De aceea spun, oricine ești în față sau în spate, nu te scuza în ce privește păcatul din viața ta. Nu spune azi cum ai spus de zeci de ori. Tată, mamă, toți o fac. Și fiul cu tare, și fica cu tare, și alu ăla, și alu ăla, și alu ăla. Nu-mi cere socoteală, pentru că știu că o grămadă se droghează, o grămadă mint, o grămadă din biserică fac asta. Așa mi-a zis și ai mei, dar le-am spus lui, treaba voastră asta, treaba voastră este să vă pocăiți. Aleluia! Dar diavolul ți-a vânat viața. Nu te pocăiești cât timp ai scuze în mintea ta. Faptul că o fac mulți nu-ți oferă confortul și dreptul ca tu să o faci. Niciodată. Ci dimpotrivă, faptul că mulți o fac este semnalul că lumea zace în cer rău. Dar faptul că tu ești conștient că lucrul acela este păcat, asta înseamnă că îi trebuie să intri într-o dramă, într-o criză puternică, profundă și să strigi către Dumnezeu și să ceri mila și îndurarea Lui. Să spunem toată biserica, amin. Mai vreau niște drame din Biblie, în ce privește păcatul. Când vorbesc de cancer și de astea, plângem toți în hohote până ne descreierăm. Când vorbim de păcat, avem curajul să zâmbim, credeți-mă. Am făcut din păcat bancuri. Am auzit uneori și slujitori care fac bancuri din nebuniile și trăirile altora, care și ăia le-au spus tot savuros. Cum unul venea prin biserică și povestea într-un umor ieșit din comun câte hoții au făcut el la viața lui, cum i-o șmecheri pe toți, toată biserica râdea și le plăcea. Isaia, capitolul 6, dramă. Am spus de la început și am proclamat că aici între noi este Dumnezeu Tatăl, amin? Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, amin? Și este Duhul Sfânt prezent aici în adunare. Frații au predicat și au proclamat puterea lui Dumnezeu aici. Și eu simt din toată inima mea că Duhul Sfânt este prezent aici și Dumnezeirea este prezent aici. Aleluia! Pregătește-te să muri. Pregătește-te pentru un sentiment dramatic dacă tu crezi ce ai spus acum. Pregătește-te! În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu, serafim stăteau la dreapta lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 și acoperea fața, cu 2 și acoperea picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și să sunem și noi de aici toți într-un glas, amin, Sfânt este Domnul, Sfânt, Sfânt, Sfânt! Și tot pământul este plin de mărăția Lui, aleluia! Oameni moderni, ăsta e adevărul! Gabi Zegrean, omule cu fițe uneori, ăsta e adevărul! Dumnezeu e Sfânt, Sfânt, Sfânt! Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Și s-a zgudurit ușorii ușii la glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum! Aleluia! Credeți că Dumnezeu se prezentă aici? Chiar dacă nu faci niște manifestări extrem de șocante pentru priviri, suntem poporul care suntem chemați să trăim prin credință. Cred că dacă 2 sau 3 sau 3000 ne-am adunat în numele Lui aici, Iisus Hristos se prezentă aici. Aleluia!
Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Mi-aduc aminte de Apocalipsa la început, că și Ioan l-a văzut și a văzut ochii ca para focului și glasul lui ca un tunet de ape mari. Și când l-a văzut, a căzut jos, ca mort! Mă mir cum noi tot rămânem în picioare. Mi-aduc aminte în grădină când Iisus Hristos, când a venit cu felinare și cu arme la el, au întrebat, Iisus, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret! Și când a spus, eu sunt, toți au căzut grămadă ca morți. Pentru că atunci când se reverează Dumnezeu cel adevărat, atitudinea noastră tuturor trebuie să fie una de respect, de frică și de prăbușire interioară și duhovnicească în prezența Lui. Ăsta fiind actul al doilea al pocăinței. Frică și respect de Dumnezeu. Să spunem toată biserica, amin. Vă imaginați că noi mai știm ce e pocăința astăzi? Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut! Cum să fii pierdut că tu ești Isaia? Cum să fii pierdut că tu ești marele proroc? Cum să fii pierdut când Dumnezeu te-a pus deoparte pentru o slujbă extrem de specială? Cum să te declari un om pierdut când tu vei profeți exact matematic moartea Domnului Iisus Hristos și suferințele Lui într-un mod clar și profetic? Cum să fii pierdut? Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Stimații mei tineri, nu sunt nici eu prea bătrân, dar vă rog din toată inima mea, reveniți-vă. Stimați tineri, stimați adolescenți, stimați tați, stimate surori, soții, reveniți-vă! Avem nevoie de pocăință adevărată. Avem nevoie de pocăința biblică. Avem nevoie de reforme în casele noastre, în mințile noastre, în inimile noastre și în adunările noastre. Și aș dori cu toții să spunem amin. Îmi doresc să fie un punct de plecare. Îmi doresc respectul și reverența față de Dumnezeu, față de prezența Lui, față de Evanghelia Lui, față de Cuvântul Lui, față de Duhul Sfânt, față de o cântare înălțată în numele Lui Iisus. E nevoie de reverență, de respect, de vibrație, de ceva în noi care se întâmplă. Iisus Hristos este aici. L-am văzut pe fratele predicând. L-am văzut cum îl purta Duhul Sfânt, dar noi imuni. Nu se poate. Eu simt în inima mea pe Dumnezeu aici. Simt puterea celui preanalt aici. Simt că mă descresc din orice încheietură, pentru că Duhul Sfânt e aici. Aleluia! Dar tu, dar noi, dar voi, cum simțiți astăzi? Astăzi este o chemare la pocăință. La ce pocăință să vă chem? La aia din Moldova? La aia din Ardeal, la aia din Banat, la ce pocăință să vă chem? La aia din Austria, din Germania, din America, din Australia, la Hillsong, la ce să vă chem? Vă chem la pocăința Bibliei, punct. Spuneți amin. Și pocăința înseamnă o prăbușire interioară, un respect profund. Prima dată înseamnă dramă, după aceea respect și simțul că te prăbușești, că spun ceva. Dacă nu vezi iadul la un metru în fața ta atunci când vrei să te întorci la Dumnezeu, tu nu te pocăiești în veci. Sau nu te pocăiești adevărat. Pentru că plata păcatului este moartea. Și atunci când timp păcatul e în viața ta, e drama morții. Un tânăr, intelectual și bogat, se plimba într-o dimineață de duminică cu calul pe stradă. Și mergând cu calul pe stradă, a întâlnit un bărbat care, diferit poate de mine și de voi azi care ne le punem pângenți sau deloc, purta cu cinste și onoare Biblia la subsoar și mergea la biserică. Tânărul ăsta a fost atât de indignat de imaginea asta și într-o ironie, cum uneori tinerii știu să facă, a întrebat: Domnule, iadul e departe? Acest om nu i-a răspuns. I-a simțit ironia și faptul că a vorbit în zeflemea. A plecat capul, tânărul mai agitat că nu i-a răspuns, a dispărut după primul colț. Acest om al lui Dumnezeu mergea la biserică exact pe strada în care a plecat el. Și n-a mers decât câteva minute și a văzut o mulțime de oameni adunată. Și când s-a furișat prin mulțime, a văzut jos pe căldărâm într-o baie de sânge tânărul de acum 5 minute. Alergase foarte repede cu calul, unecase la o curbă de pe cal, a căzut, a dat cu capul de beton și a murit pe loc. Știi ceva?
Iadul e foarte aproape, uneori la 5 minute de tine. Iadul este mai aproape decât îți imaginezi tu că s-ar putea să fie. Singura de posibilitate de a evita iadul și justiția lui Dumnezeu este sfânta pocăință. Iar Duhul Sfânt te cheamă azi, în minutele care urmează, să te întâlnești, să te împaci cu Dumnezeu printr-un act de pocăință, printr-un act în care conștiința păcatului, ajutat de Duhul Sfânt, te va convinge că păcatul este o dramă, este un afront adus lui Dumnezeu, trupului tău, Duhului tău și ființei tale, Duhului Sfânt, Bibliei, Bisericii lui Iisus Hristos și viitorului tău. Și vei înțelege că prin actul pocăinței vei putea găsi drumul înspre cer și înspre viață, să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Actul pocăinței înseamnă un moment de reverență și de prăbușire în fața celui sfânt. Și când îți recunoști păcatul, te gândești, Doamne, sunt pierdut, ce o să se întâmple? În al treilea rând, aș vrea să spun că pocăința trebuie să provoace în tine o scârbă și o greață. Cred că suntem prea îndrăgostiți fiecare de noi înșine. De-aia vorbim atât de noi fiecare în parte, încât nu mai încape celălalt. Stăm la rând să vorbim unii despre alții. Nu unii despre alții, asta și asta, dar despre noi, succesele noastre, familia noastră, copiii noștri, ce avem noi, ce ne-am făcut, ce vom face, ce perspective. Iov, capitolul 42, versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și care-i hotărârea ta și care decizia ta? E foarte ciudat că noi spunem, l-am văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit în seara asta, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu a spus prin prorocul ăla, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu! Dar noi nu prea o dăm la pocăință. Ce se întâmplă? O, uneori avem curajul să-L sfidăm pe Dumnezeu. Uneori avem curajul să ignorăm tot ce ne spune Dumnezeu prin glas profetic sau prin Evanghelie sau printr-o experiență personală. Alte ori n-a vorbit Dumnezeu și n-a fost Dumnezeu acolo, a fost o idee. Dar El l-a văzut pe Dumnezeu. Ochiul meu te-a văzut. De aceea, mi-e scârbă de mine. Și ce faci? Știi cine e Iov, nu? Cel mai neprihănit om. De aceea mi-e scârbă de mine. Și ce aleg să fac? Mă pocăiesc? Cum mă pocăiesc? În sac și în cenușă. Preiubiților și preiubitele Domnului Iisus Hristos, dacă noi nu avem o atitudine de lepădare de sine în actul pocăinței, să uitați că v-ați pocăit vreodată. Vă rog să uitați. Pentru că pocăința autentică și adevărată înseamnă lepădare de sine. Adică momentul ăla când te uiți la tine și spui, mie vomă, mă apuc o vomă când mă uit la mine, mi-e greață, mi-e scârbă. Zile trecute am văzut un melc pe trotuar călcat în picioare de băiatul nostru cel mai și mi-a fost greață că se simt la stomac. Vai, cine a făcut asta? El a spus, tate, eu am făcut, lui nu era scârbă. Dar atunci când vezi ceva scârbos, nu te mai uiți acolo. Deodată îți schimbi privirea în altă parte. Deodată vrei să se schimbe imaginea aia, să dispară imaginea aia. Ăsta este un act de schimbare și de pocăință atunci când te uiți la tine, la firea ta și tot ce înseamnă ea ar trebui să ne fie greață și scârbă de noi, de ea și de lumea asta. Și să spunem, Doamne, ne schimbăm direcția și ne dă privirile spre Cel care este lumină din lumină, adevăr din adevăr, sfințenie din sfințenie. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pentru vecie. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Aș vrea să locuiesc în templul tău ca să privesc frumusețea ta, să mă minunesc de templul tău cel sfânt toată viața mea. Aleluia! Nu e așa că ți-e drag de tine? Nu e așa că nu mai poți de dragul tău ore întregi te admiri ca o narcisistă și un narcisist? Suntem îndrăgostiți de predicile noastre, de cântările noastre, de numele nostru, de bisericile noastre,
de zugrăverile noastre, de crădirile noastre, de ideile noastre, de viziunile noastre, de cărțile noastre, de conceptele noastre, de tot ce am făcut noi. Mă întreb dacă mai suntem îndrăgostiți de Iisus, dacă mai există vreun spațiu undeva, că mai poate Iisus să mai încapă de noi, să spune, vreau să intru și eu să mă văd puțin. Pentru mine ce ai? Am și pentru tine la Paște, la Crăciun, câte un spațiu. O, în această dimineață aș vrea să vă spun, trebuie să trăiți o scârbă, o vomă față de tot ce înseamnă firea ta și lumea asta și să simți în inima ta că vrei să te pocăiești și să te îndrăgostești iremediabil de singurul care merită să te îndrăgostești pe lumea asta și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia! Binecuvântat să fie Iisus, binecuvântat să fie numele Domnului, să se atingă Iisus de orice inimă, să se atingă Iisus de orice viață, aleluia! Când predic de exact eu de fiecare dată, frate Cuibus, am o jenă. De ce? Că în sfârșit văd un disperat după Iisus. Disperat! Nu după programe, nu după comitet, nu după funcții, nu după etalon, după Iisus, punct! Dacă era bolnav, da, boala l-a dus la Iisus. Dacă era sărac, sărăcia l-a împins și s-a pocăit. Dacă era un nimeni, spunea, a vrut să fie și el cineva. El are bani, el este șef și el este sănătos. Și e disperat după Iisus, disperat! Câți de sunteți disperați după Iisus, mă întreb. Câți? Sunteți pocăiți atunci? Pentru că pocăința în punctul 3 înseamnă să fii disperat și flămând după Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Glorie Domnului! Să zic că oamenii, cum o zice tata, se tocheată de nebun, de nebun, nebun, voi numai Iisus, Iisus, Iisus! Și Pavel a spus, sunt nebun, oricând mă fac nebun pentru Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze toți creștinii și toți pocăiții care suntem aici. Glorificat să fie Domnul! Cât de nebun ești, Zacheu! Vrei să vezi? Da! Uite-mă că mă cațăr într-un copac și nu-mi pas. Bă, dar tu ești șeful de la vamă, tot se arată cu dețe, spune, o, fratele Mircea, dar el e deputat. Ar trebui să nu se afișeze aici cu pocăiții la sărbătoarea asta. O, cu tare nu știu cine, o, cu tare nu știu cine. Nu-mi pasă, nu-mi pasă, de ce? Pentru că eu-l vreau pe Iisus, eu-l vreau pe el, eu-l vreau doar să-l văd, eu vreau doar să-l văd pe Iisus. Însă atât de doritor să-l văd că mă cațăr în copac, să mă arate toți cu degetul, vă spun tuturor, nu-mi pasă de imagine, ție-ți pasă? Nu-mi pasă de ea, mi-am dat mândria la pământ, nu-mi pasă de ce zice nimeni, nu mă pasă că mă vede nebunul de Zacheu sosită ți-o cățărată într-un copac, jenant să te sunei până copaci. Dar noi uneori, dacă nu avem loc pe scaun, ne plecăm acasă. Și frate Gabi, vrunim la evanghelizare, dar o parte sunt acasă că nu a avut loc în față. Pentru că nu știu noi de cine suntem disperați și după cine suntem disperați. Am spus în biserică, bă, nu fiți disperați după predicatori, fiți disperați după Iisus, că ei vin și pleacă. Nu fiți disperați după cântăresc, că cădeți în leșin ca ceilalți. Fiți disperați după Iisus Hristos, că cățărați-vă oriunde, faceți orice, dați de pământ cu imaginea, cu tot ce e în lumea asta, ca să puteți să întâlniți și să auziți într-o zi vocea aceea. Zacheu, dă-te jos de grabă, pentru că mi-am propus astăzi să intru și să rămân în casa ta și să spună toată adunarea amin. Și mi-e jenă de el, fratele meu, pentru că s-a coborât îndată cu bucurie și l-a primit în casa lui. Indiferent că l-a costat, toți l-a arătat cu degetul, toți îl bărfeau, dar el avea în viața lui și în casa lui pe cel mai important oaspete și el este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toți bărfesc pe afară, să bărfească, toți spun pe afară, Iisus cu Zacheu, dar Iisus era în casa lui. Aleluia! Să spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Pocăința întreagă înseamnă să fii disperat după Iisus și să accesi provocarea lui de a intra în viața ta și de a rămâne pentru totdeauna. Să spunem toți gloria lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai lăs în drama asta ceva. Am citit de un predicator din America și l-am iubit foarte mult. Și a spus, unde sunt pocăiții care plâng? Am crezut că numai noi românii plângem. Dar am văzut un pastor american predicând în America la biserica lui, biserica de astăzi nu mai plânge. De ce? Și vă spun eu, cum a spus și dumnealui. Pentru că, unu, nu mai avem o conștiență a păcatului, nu mai avem respect și reverență pentru Dumnezeu și nu mai trăim îndrăgostirea asta și disperarea asta după Iisus. Dacă ar fi nevastă mea aici, nu i-ar plăcea ce spun acum, că nu-i place să dezvălui lucrurile mai a noastre. Dar vreau să vă spun eu acum, totuși. Eu când plec 3-4 zile de acasă, uite, deja mi se întâmplă, eu plâng de dorul lor. Plâng, efectiv, noaptea. Gazdele mă lasă să mă duc, eu mă duc și plâng. Iau pozele și plâng.
Dacă mă duc o lună, nu prea am fost în ultima vreme, am fost în America în decembrie, aproape o lună, îs drame în viața mea. Drame. Scriu scrisori, mesaje, îs ca un nebun. Pentru că îs viața mea. Pentru că îs disperat după familia mea, după soția mea, după pruncii mei. Aș vrea să-i ating, să-i văd. Asta e, asta e legătura, asta e normal. Aș fi total de dat deoparte de fiecare din voi dacă n-aș fi așa. Dacă aș fi confortabil fără ei, dacă aș putea să mă distrez fără ei, în sfârșit m-am eliberat. În sfârșit nu mai zice nevasta nimic, că doar îmi zice când e acasă, ca și vouă. În sfârșit nu mă mai bat pruncii la cap. Du-mă, tate, acolo, du-mă acolo, ia-mă aia, du-mă aia, fă-mă aia. Bă, tăceți odată, le strâng acasă. Lăsați-mă în pace că sunt acum, nu mai pot. Da-s acolo. Și dacă strig la ei, David pleacă supărat. Te ești cel mai rău tată din lume. Și duce pe scări. Eu după el. Îl chinui și lasă și spune: te-ai supărat? Stai supărat. După 5 minute se învârte lângă mine și nu știe cum să intre. David, tati te iubește și vine în brațele mele. Asta e povestea. Dar cum să mă simt eu confortabil fără ei? Dar cum să mă simt eu liber? Dar cum să fiu fericit fără? Dar voi cum putem să fim fericiți fără Dumnezeu? Nu l-ați căutat de o vreme lungă, mulți? Când l-ai căutat ultima dată? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. Când mi se zice, unde este Dumnezeul tău? Ce înseamnă asta? Că dimineața când trebuie să iau micul dejun, mă hrănesc cu lacrimi. Pentru că Dumnezeul meu nu-i. La prânz, când toți iau prânzul, eu mă hrănesc cu lacrimi. Pentru că îmi spun toți, unde este Dumnezeul tău? Unde-i familia ta? Unde-i dragostea ta? Și seara dorm, dacă dorm și zi și noapte mă hrănesc cu lacrimi. Și plâng, și plâng, și plâng, și plâng, pentru că mi-e dor de Dumnezeu. Dar și ea, Maria, și ea plânge toată noaptea, toată noaptea. Grădinarule, dacă l-ai luat pe Domnul meu, îl vreau, îl plâng, e mort, îl vreau și mort. Dacă mi-l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, mă duc să-l iau. Iisus Hristos era acolo, Iisus Hristos este în amiază aceasta aici. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. I-a intrat în casa lui, Luca capitolul 7, versetul 37 în jos, și a găsit un loc la picioarele Domnului Iisus Hristos și plângea. Și plângea. Și plângea. Și plângea. Și plângea. Și plângea. Încât cu cantitatea de lacrimi care a adunat-o, zic, ce zicem noi azi aici, moderni? Dacă ți-a murit fiica și fiul, te-ai destrămat. Dar că Iisus este departe de tine, nu mai faci asta? Pe ei poți să-i revezi, pe Iisus îl poți pierde pentru totdeauna și să mergi în iad. Ea plânge, plânge, adună, plânge și cu lacrimile care îi cur din ochii ei, reușește să-i spele picioarele Domnului Iisus Hristos, murdare de praful din Palestina, fără să fim predicatori imaginativi. Și cu părul ei se pleacă acolo și își pune toată ființa la picioarele Domnului Iisus și plânge. Mi-aduc aminte și de cântarea aia de când eram copil, inspirată din povestea asta. Doamne, n-am ce să-ți dau. Voi aveți? Dar lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Ți le pun azi la picioare. Când ai plâns ultima dată de dorul lui Iisus, de dragul lui? Când ai fost ultima dată disperat după el? Disperată după el? Să fii în stare să mergi la păstor, să-l scuturi. Îl vreau pe Iisus, nu știți unde e. Nu mai știu să-l caut. Bâșbâi! Măcar că el e aproape de fiecare din noi. Bâșbâi, bâșbâi, pastore, bâșbâi! Bâșbâi de luni, de zile, de ani, de zile, eu și casa mea bâșbâim! Poate ne-ați văzut la biserică că veneam, 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 dar noi nu mai avem nimic din ce s-a predicat astăzi. Ne-am pierdut valoarea supremă, pocăința, am pierdut. Ce să facem? Astăzi este ziua. Pentru că la fiecare punct care l-am predicat era o soluție. Pentru David din Psalmul 51. Domnul a găsit și a remediat viața lui și a spus, curățește-mă și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada.
Oh, aleluia! Pentru Isaia nu ești pierdut. Am văzut un clește și un cărbune care a fost luat de acolo și mi-a atins buzele și a zis: nelegiuirea ta este ispășită și păcatul tău este curat. Buzele tale sunt curate. Aleluia lui Dumnezeu! Pentru Zacheu, Iisus Hristos are remediu. Pentru femeia păcătoasă, femeie care plângi, tinere care plângi, omule disperat, păcatele tale care sunt multe sunt iertate. Du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Și toată adunarea spune: aleluia! Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește în această dimineață la ora 1 și ceva oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și spunem toată adunarea: amin. Amin. Dar țineți minte, dacă nu te pocăiești, Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin cel care l-a rânduit mai dinainte pentru treaba asta și despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Numele lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Unii și-au bătut joc de toată povestea asta, alții au crezut. Haideți să stăm ridicați și să cântăm cântarea asta. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer, unde dragostea e deplină și unde într-o zi și lacrimile care lăsăm în dimineața asta pierd. Și să lăsăm Duhul Sfânt să coboare peste toată adunarea. Și ne rugăm puterea lui Dumnezeu să atingă inimile nepocăite. Și în această dimineață un duc de pocăință să coboare peste toată adunarea. Un duc de pocăință să vină peste tine, tinere, poate dependent de multe lucruri. Peste tine, domnișoară, dependentă de mândria ta, de modă și de alte lucruri care te îngenunchează. Pentru tine, bărbatule, dependent de pofte ascunse pe care nu vrei să recunoști. De tine, nevastă, care de multe ori n-ai fost ceea ce trebuie în casa ta ca mamă. N-ai insuflat pocăința, n-ai adus altarul pocăinței, n-ai adus frica de Dumnezeu, n-ai adus respectul de Dumnezeu. Tu, preot din familie, care ai împins pocăința departe pentru pruncii tăi, care au crescut cum au crescut până astăzi, care au mai văzut din când în când în biserică secvențe de pocăință, astăzi este ziua când Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți vorbește. Readun casa ta sfânta pocăință, readun viața ta valoarea supremă, fără de care nimeni nu va putea să vadă pe Dumnezeu, fără de care nu se poate. Ține minte că dacă azi nu te pocăiești, Evanghelia clară este cea pe care Iisus Hristos a spus-o în Luca 13. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel!
astăzi este ziua ta. Dacă vrei să ajungi în cer, fă un legământ cu El. Dar cel mai mare cadou este nașterea din nou, care o face Domnul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, El este Regele. Atunci când suntem mici, că atunci nu realizăm viața Lui să-i o credem și pe El să-L căutăm. Te păcălește, numai Domnul mântuiește, astăzi eu îți dau o veste. Să ia seama și ascultă mine, oare ce va fi cu tine? Ajungi în cerul sfânt, că fără de legământ nu vei fi cu Domnul sfânt. Că noi care ne-am botezat și viața Lui nu am plecat, El ne aduce sus în cer și vom fi pe veșul El. Vino, Doamne, și ne ia și Tu ne-ai în slava Ta.
așa e.